Un parc din Piteș simbol al orașului este lăsat în paragină. Zona pietonală, pistele pentru biciclete și trotuarele se află toate într-o stare de degradare alarmantă. Mai mult, în unele zone, asfaltul s-a crăpat atât de tare, încât din el au început să crească flori și copaci. La marginea parcului, mai mulți cetățeni aruncă molos, gunoaie, betoane și sârme care provin de la construcții, chiar în pădurea care deservește parcul. În urmă cu două săptămâni am anunțat poliția locală care a venit la fața locului, dar care mi-au transmis că nu au găsit gunoaiele. Se aruncă de la casele din fața bulcelei. A povestit un localnic despre situația din zonă pentru știri de Argeș. Și ansamblul Ciupercuța din Parcul Trivale, unul dintre locurile populare pe care orașul le are, a dispărut. Da, a fost, era vai de mama ei, nu se mai putea face nimic în forma în care era și a fost luată și să vedem. Stabilim la nivel de primărie să vedem dacă mai facem acolo ceva și dacă facem cum facem, adică poate facem un foișor sau nu știu, să ne spună arhitectul șef, vedem. Deci nu s-a luat în discuție deocamdată. A afirmat Mircea Braniște, directorul ADP Pitești, în urma dezvăluirilor făcute de jurnaliștii de la Știri de Argeș, poliția locală s-a autosesizat și a promis că va investiga situația parcului.